Salutare băieții, eu sunt Antidot, iar în acest videoclip vom vorbi despre noul item care a fost introdus în Fortnite și care se numește Firefly Jar. Știu, titlul o să vi se pară probabil foarte ciudat și denumirea pe care i-am dat-o, dar până la urmă este practic un borcan care are licorice în el. Nu este un borcan care are foc în el, pentru că până la urmă Fortnite este un joc animat și un joc family friendly, am putea spune. Dacă nu ar fi fost așa, ar fi putut să adauge itemul la care fac și referința, adică la Molotov, care este o sticlă care, na, puteți căuta și pe Google ca să nu explic aici. În orice caz, este vorba despre un fel de Molotov, am putea spune, doar că este un Molotov family friendly sau un item care se potrivește mai bine în Fortnite. Personal, mi se pare un item de care am fi avut nevoie, să zic așa, sau un item pe care și l-au dorit foarte mulți jucători și ceea ce mi se pare ciudat este că itemul acesta a fost adăugat după 13 sezoane, adică eu consider că ar fi fost un item foarte, foarte bun și dacă ar fi fost adăugat la începutul Fortnite-ului. Pentru că sunt o groază de jocuri care au un astfel de item. Dar în orice caz, în acest videoclip nu vom vorbi despre chestiile pe care cei de la Fortnite nu le-au făcut, ci pe care le fac până la urmă, pentru că avem ceva nou și trebuie să ne bucurăm de asta până la urmă. Precum v-am spus și la început, este vorba despre un item care se numește Firefly Jar. Vedeți și cum arată, adică acesta este modelul care se află în fișiere, sau mai bine spus imaginea, și vedem că și în acest borcan, pentru că este un borcan până la urmă, se văd niște licurici, adică nu se vede ceva foc sau ceva de genul. Putem vedea dedesubt că descrie este Burn Baby, adică arde, și vedem că este un item de aruncat, adică este ca un fel de grenadă, cum v-am spus. Iar în stânga vedem că scrie Max Stack Size 3, adică poți avea 3 borcane la tine, presupun, adică poți staca maxim 3. Iar jos de tot vedem că scrie Damage to Player 40, adică damage-ul pe care îl dai la jucător este 40. Acum nu înțeleg, damage-ul pe secundă sau damage-ul în total pe un borcan din acesta, dacă playerul rămâne în foc. Dar bineînțeles, dacă știți voi mai bine, puteți scrie în secțiunea de comentarii. Eu presupun că până la sfârșit, adică atâta dă un borcan damage. Iar bineînțeles, modul prin care poți obține acest borcan, adică acest borcan cu licurici sau Firefly Jar-ul, este să cauți acești licurici, dar chestia ciudată sau mai bine spus chestia care pare destul de specială este că acești licurici apar doar noaptea. Adică licuricii aceștia apar în locul random pe hartă, doar că trebuie să fie neapărat noapte, ca să-i și vedem, bineînțeles. Și nu aveți nevoie de un borcan pe care îl găsiți în chest-uri sau ce mai știu eu, ci borcanul acela, să zicem că există deja în inventarul vostru, adică ceea ce vreau să spun este că voi trebuie să capturați acești licurici și veți primi pur și simplu borcanul cu licurici automat, adică nu trebuie să găsiți și licuricii și borcanul. Voi doar găsiți licuricii aceia și pur și simplu o să vă apară un fel de animație că îi veți captura. Și după aia apar în inventarul vostru sub forma unui item, bineînțeles acest Firefly Jar, și pe care îl puteți și arunca. Și bineînțeles, itemul acesta îl puteți folosi contra jucătorilor sau contra construcțiilor făcute din lemn. Desigur, construcții care există deja pe hardă, adică de la începutul meciului, dar și în construcțiile făcute de jucători, bineînțeles, pentru că ăsta cred că este scopul principal. Să se comporte ca un fel de grenadă, pentru că dacă dai cu grenadă, explodează construcția inamicului. Dacă dai cu acesta, începe să ardă și îl face pe jucător, de exemplu, să iasă de acolo. Personal, itemul acesta, într-un fel sau altul, mi se pare puțin toxic, deoarece dacă cineva, adică dacă doi jucători fac un build fight și construcțiile lor și voi foarte bine că de obicei sunt din lemn, este puțin cam ciudat pentru cel care dă third party, pentru că va arunca itemul acesta și deja platformele de jos deja se ard, adică dacă cele de jos se ard, vă dați seama că celelalte se distrug automat. Deci dacă itemul acesta va fi folosit în scopul acesta sau în modul acesta, va fi destul de toxic. Însă, până la urmă, avem și grenade, care grenadele nu sunt mai deosebite, adică ele chiar bubuie din prima și, e același lucru până la urmă. Dar am menționat acest lucru doar ca și idee, bineînțeles. Dar da, băiți, cam acestea au fost toate informațiile pentru acest videoclip. Nu uitați să-mi scrieți în secțiunea de comentarii care este părerea voastră despre itemul acesta și dacă aveți o primă experiență cu el. Dacă ți-a plăcut sau dacă te-a ajutat acest videoclip, nu uitați să spargi butonul de like. Pentru mai mult conținut cu Fortnite, nu uitați să te abonezi și să activezi notificările de pe clopoțel. Și până data viitoare, eu am fost Antidot. Baftă! Dacă ți-a plăcut acest videoclip și vrei să continui sau dacă vrei să mă susții, nu uita să folosești codul ANT1R la Supporter Creator pe Item Shop.